Asta e Christmas Market, își deschide însă porțile astăzi la ora 19 în Parcul Drumul Taberei. Timp de 28 de zile, bucureștenii vor avea parte aici de un tărâm de poveste cu luminițe și decoruri spectaculoase, roată panoramică, patinoar, carusel sau chiar căsuța lui Moș Crăciun. Dacă nu te-am convins, îți mai spun că în 2022 Westside Christmas Market a fost votat cel mai frumos târg de Crăciun din România și a atras 1 milion de vizitatori. Edi Kereji este cofondatorul Untold și Westside Christmas Market și ne spune mai multe. Da, ne-am pregătit cu o nouă ediție spectaculoasă a Târgului de Crăciun. Începem astăzi în forță, începem cu prima zi, deschiderea târgului de la ora 19. Îi așteptăm pe toți cei care vor să se bucure de spectacole, de muzică, de un concert al lui Fuego și de un foc de artificii. Iar zilele următoare vom continua cu colindători care vor trece pragul târgului și duminică cei mii sunt așteptați la întâlnirea cu Gașca Zorli. Așa că sunt convins că va fi o vacanță de 1 decembrie plăcută și prelungită pentru toată lumea. Începând de astăzi, sau astăzi, de fapt, în prima zi a târgului, vă așteptăm începând cu ora 18, iar începând de mâine, de la ora 11, târgul va fi deschis până seara la ora 21 sau ora 22. Ca să ajungeți acolo din București, cel mai bine ar fi să folosiți transportul în comun, pentru că aveți linie de metrou care merge până la intrarea Taberei, aveți tramvai, aveți autobuze care ajung până acolo sau de ce nu să veniți cu Uber-ul sau cu taxiul, pentru că în felul acesta, dacă lăsați mașina acasă, vă puteți bucura și de o cană de vin fiert.